multe cartiere din București toată vara asta au fost imposibilitate de furnizare apă caldă. Ce vreți mai mult decât să vedeți cum sunteți înșelați de o coruptă până în măduva oaselor? E o acuzație foarte gravă, domnule președinte. Ca să trag concluzia, acest specimen de voluntari folosește banii primăriei capitalei pentru a-și face publicitate să mai obțină un mandat, pentru că în primul n-a făcut nimic. Și urmează al doilea, în care să fure din nou banii pentru a-i băga în cumpărături. Dumneavoastră nu vedeți că la București noi avem un primar general care nu poate spune decât am cumpărat și nu poate spune am făcut? E adevărat, dar nu există dovedit ceva ilegal făcut de dânsa la primărie, după știința mea. Nu, n-am înțeles întrebarea. Se aude destul de rău. Îmi cer scuze. Voiam să spun că nu există ceva dovedit de instanță că a făcut ilegal de dânsa la primărie. Sunt doar... Nu v-am spus nici de primărie, nici de altceva. Vă spun doar că este o coruptă atâta timp cât utilizează banii, bugetul primăriei capitalei pentru filme publicitare în plină campanie. Am văzut că a făcut o plângere Alianța USR Plus la autoritatea electorală în sensul acesta, reclamând faptul că sunt campanii finanțate de primărie la televiziuni. Nu știu cine a făcut, dar și pentru Nicușor Dan, pentru că și Ludovic Orban finanțează la greu, din câte am înțeles, vreo 40 de milioane de euro ca să țină televiziunile în frâu, să nu se repeată în cel care se dovedește a fi un corupt, Nicușor Dan. Rămâne și pe dânsul să îl dovedească corupt instanța, dar aș vrea să vă întreb care considerați că este atuul dumneavoastră în fața celor doi contracandidați? Eu am un singur atu important. În primul rând pentru că sunt Băsescu. Adică un om politic care a mai fost primar al capitalei și a lăsat ceva de pe urma lui. A lăsat o contorizare făcută la scara blocului, am lăsat 756 de puncte termice automatizate, am lăsat o linie 41, am lăsat un proiect pentru pasajul Basarab, am lăsat fluxul 1 de separare a apelor uzate, a canalizării la Glina, am lăsat orașul curățat de 47.000 de chioșcuri, am rezolvat, zic eu, problema câinilor, multe. Și aș făcut și am lăsat un program în derulare cu un credit de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea 106 școli. Program cu care s-au buricat toți primarii PSD în ultimii 4 ani. Program pe care l-au întârziat vreo 6 ani în finalizare, dar slavă Domnului, anul trecut l-au terminat. Au fost niște speculații. Asta este un argument. Al doilea argument, domnul Răducanu, este experiența. Experiența pe care o am în politică, în administrație, în Europa. Este un moment unic, momentul actual, un moment în care, începând cu 1 ianuarie 2021 până la 31.12.2017, România are la dispoziție 83 de miliarde de euro. 83 de miliarde de euro, din care Primăria Capitalei poate să schimbe categoric calitatea vieții cetățenilor prin instalarea uzinei de procesare a gunoaielor, prin reducerea poluării de la ceturi, adică introducerea de panouri solare pentru încălzirea apei calde în București, că ne bate soarele în cap 8 luni din 12, prin introducerea unor microtermocentrale de mare randament energetic în nord, ca să nu mai aduci de la 25 de kilometri de la cet sud
agentul termic pentru cartierul aviației și pentru TEI, prin izolarea totală a caselor și a blocurilor.